Converse sunt încălțămintea cea de toate zilele. Inițial renumiți ca încălțăminte de basket pe la începutul secolului trecut când au apărut, au devenit treptat destul de repede. Deci e un simbol al nonconformismului și al simplității. Până și Elvis Presley care avea o pereche de Converse care erau mândria lui. S-a făcut un film în care personajul principal undeva prin viitor avea o pereche de Converse, ce să zic, sunt la modă. Pe cine crezi tu caracterizează chestiile astea? Oamenii care ascultă un gen de muzică rock. Tu ce muzică asculti? Manel. Bine, te salut. Sigur. Sora mea e rockăriță și Black Tenesh. Îmi spui și mie dacă porți Converse? Nu. Nu porți? Nu. Nu-ți plac? Încă n-am încercat. Ăștia, de ce? Așa ceva. Nu. N-ai vrea să porți? Nu, de ce îmi faceți cadou? Nu, ăștia să-i mei. I-am scos la înaintare. La începutul anilor 90 îl vedeam pe Kurt Cobain la televizor, bineînțeles, purtând încălțămintea aceea despre care noi știam că se folosește pe terenul de sport. Ei bine, nu erau tenis, ci Converse, o încălțăminte sport extrem de cunoscută, care însă rezistă probei timpului de vreo 98 de ani. Începând din 1908, de când au apărut, au fost la modă. Statisticile spun că 60% din americani au sau au avut cel puțin o pereche de Converse. Iar astăzi, ce să spun, sunt o adevărată legendă americană și o realitate chinezească. Vedetele TV au la rândul lor mai multe perechi de tenis în garderoba proprie. Eu am trei perechi, unii albi de piele, acești tenis bleu și încă o pereche de Converse albaștri. Sunt atât de multe stiluri și feluri și modele de tenis încât e imposibil să nu găsești una pe placul tău. Moment artistic. Zim de tenisii tăi. Laudă-ți. Tenisii mei sunt model Tony Hawk. Așa. Din state, dar nu găsesc pe aici ceva. Aici decât în shop. Zim, laudă-ți și tu. Converse-ii tăi, care sunt de fapt tenești de ce naționalitate? Sunt adio. Adio. V-ați la reducere. Fiți atenți ce se ascunde sub scaunul, dintr-o sală de repetiții. Aceștia sunt sunt celebri tenești chinezești dinainte de 89. Tenisii sunt o încălțăminte care a știut întotdeauna să se descurce de minune. Înainte erau în varianta chinezească și erau mai puțin plăcuți ca acum. Se găseau pe toate drumurile, erau ieftini și din cauza că și permitea absolut oricine, nu prea erau cool. Acum sunt tot în varianta chinezească, dar datorită fraților mai mari de origine americană, sunt foarte la modă. Am găsit tenisii. Sunt... ca și tenisii de firmă, sunt de mai multe culori, modele și mărimi. Avem tenis alb, tenis albaștri, tenis negri, tenis blomarin, tenis în două culori, tenis în trei culori și cam atât. Ne zici care e modelul care se vende cel mai bine? Sincer ăștia. Da? Da, adevărat. Ăștia sunt aia clasici pentru fotbal, 60.000, uite aici. Și muncitori în construcții avem și aici. Specia asta de tenis, că despre tenis, de tenis e vorba, este atât de diferită și la fel, încât a ajuns așa un fel de modă să ieși în lume cu Converse. Ce să zic, dacă plouă obligatoriu trebuie să porți Converse de piele. Dacă te duci la muncă, ți iei Converse clasici negri. Dacă te duci la sală, o să-ți iei pe cei roșii ca să te motiveze. Dacă ești pe stradă, iei perechea de Converse pe care o găsești la ușă, orice culoare ar fi. Pentru fiecare stare de spirit găsești sigur o pereche de Converse. Sunt acum din altfel de texturi, nu mai sunt din acel doc clasic Converse. Ne întrebăm, nu, pronunța frumos în engleză, sunt termeni pe care noi îi folosim în mod usual. Că tenis, doamne, basket, cum spuneam noi pe vremuri și Adidas și nu e frumos. Exact.
acei faimoși din bancuri, cum erau și pe vremuri. Nu, sunt de fapt încălțări sport și un termen consacrat, căutând prin dicționare am găsit, pentru că sunt din brocart, din mătase, sunt fie cu semnături celebre ale designerilor, practic în mediul urban, toată lumea e în alergare, nu ești doar în mașină, ci sunt și foarte multe trasee pe jos, să recunoaștem, și atunci trebuie să te simți foarte comod, da, dar îți dorești foarte tare și ai și nevoie să ai acea imagine spectaculoasă. Ce bine ca designerul să-ți furnizeze rețeta, între ghilimele, acestei ținute complete. Deci asta înseamnă că și încălțămintea gândită de tipul acesta era firesc să împrumute elemente din lumea sportului și respectiv din lumea conveșilor sau acestor tenis, basket, și atunci ei sunt chiar super la modă. Dar... Purtăm converși pentru că sunt o încălțăminte lejeră, non-convențională, pentru că ne place să purtăm Converse și pentru că niciodată cei care asortează pantofii negri cu ciorapi albi nu or să aprecieze Converse.